Peste 2 milioane de euro a încasat primăria Oradea din parcări în 2015, după repetate creșteri de la an la an. Anul trecut, parcările din oraș au adus primăriei venituri în valoare de 9,2 milioane de lei, adică 2 milioane de euro, ceea ce sugerează că monetizarea parcărilor din Oradea este un obiectiv important pentru administrația locală. Alt aspect de menționat este faptul că cele mai multe încasări din parcări au venit de pe urma amenzilor. Parcarea supraetajată din spatele palatului justiției a adus în 2015 venituri cifrate la circa 33.000 de euro.